În episodul trecut am reușit să construim această fierărie și să ne dăm upgrade la full netherite, însă pentru astăzi avem alte 3 obiective. Să batem dragonul, să construim o fermă de gunpowder pentru a avea foarte ușor acces la rachete pentru Elytra și într-un final o să construim un sanctuar pentru oul de dragon. Așa că, cu acestea fiind spuse, vă urez bun venit și vizionare plăcută! Salutări băieți și fete și bine ați venit la un nou episod din seria de Minecraft Hardcore. Deja am supraviețuit aproape 350 de zile, am făcut și 6 episoade și cred că este timpul să batem și noi dragonul. Însă, înainte să facem asta, mai avem o mică călătorie de făcut. După cum puteți vedea, am pregătit câteva poțiuni de Night Vision, destul de multe. Și o să mergem direct în casa Wardenului, de fapt în casele lui, să punem mâna pe Swift Sneak. Eventual, dacă găsim și alte chestii, n-o să mă supăr. Dar asta e ce vreau în principal. Ne luăm puțină lână de aici de la fermă și nu pot să mă decid ce culoare. Cred că o să mergem pe albastru. Și am coborât în subteran, unde am găsit diamante, dar nu numai atât. Am găsit Deep Slate Emerald Ore, care e destul de rar. Însă asta nu este tot, pentru că am găsit și mai multe diamante, iar singura mea explicație ar fi că am creat ceancurile pe 1.20.4. Dar știți cum e. Nu întreb niciodată un YouTuber de unde are diamantele. Și în sfârșit am ajuns în Ancient City, avem o priveliște destul de bună. Așa că hai să-l vedem mai de aproape. Ne-am pregătit aici un chest unde o să aducem ceea ce găsim și... da, hai să-l explorăm. Am făcut asta de foarte multe ori, n-ar trebui să fie o problemă. Stați liniștiți băieți, Minecraft e un joc pentru copii, nu are cum să fie horror. Ok, ok, poate m-am înșelat și poate ar trebui să plecăm, ca să nu murim. Ce moment perfect să mi se stingă lumina. Ok, suntem în siguranță. Știți ceva? Cred că ar fi o idee bună să plecăm. Cam ăsta este lootul ce l-am adunat, destul de slab pentru cât mi-am riscat viața aici, dar aia e, măcar avem Swift Sneak 3. Oh, arăți chiar foarte bine. Ai putea rămâne așa, o să fie destul de ciudat până mă acomodez, dar... ok. Și acum că am terminat, mergem acasă să lăsăm lucrurile că... ok, deja nu mă mai impresionează nimic. Și ce credeți, că am terminat cu aventurile peaceful de Minecraft? Nu, trebuie să explorăm și al doilea Ancient City și deja m-am săturat de asta, dar trebuie să mergem oricum, așa că... suntem aici, gata pentru o nouă aventură. Am însemnat și locul, că data trecută l-am cam pierdut puțin, însă nu o să vă rețin așa mult. Bun mă băieți, expediția este gata, dar ceea ce o să fac acum este să vă dau seed-ul și coordonatele, pentru că știu că o să le cereți oricum după ce o să vedeți ce am găsit. Acesta este lootul și pot să spun că Ancient City-ul ăsta a fost superior din toate punctele de vedere. Am găsit ambele armuri trimuri și 5 mere de aur enceantate, ceea ce mi se pare insane băieți, insane. În sfârșit putem spune că am cam dat lovitura. Iar acum ne îmbunătățim ultima piesă la Netherite. Ăsta e sunetul victoriei. Și totuși, dacă ne uităm foarte atent, încă mai lipsește ceva. Soul Speed. Așa că am mers în Nether să văd ce au de spus piglinii despre asta. Am reușit să-i conving pe băieții ăștia să intre în barcă de bunăvoie și acum hai să începem o sesiune de trade-uri. Iar cu asta, băieți și fete, suntem compleți. Suntem pregătiți, probabil că dragonul nu are nicio șansă, așa că hai să căutăm stronghold-ul ăla. A mers direct în jos, deci pe aici ar trebui să fie. L-am și găsit, acum începe partea mea preferată, să căutăm camera portalului.
Ok, avem un armor trim și mai nimic. Am găsit și biblioteca pe care o demolăm. Și surprinzător, am găsit portalul destul de repede. Ne facem un mic portal spre Nether ca să ne mai întoarcem aici și suntem gata de puțină acțiune. Așa că hai să batem dragonul ăla. Și cam ăsta a fost și dragonul, băieți. Acum trebuie să mergem în End să ne luăm elitra. Cum era să cădem în Void? Destul de trist. Însă nu ne pierdem prea mult timp cu asta, mergem direct să facem rost de 2 elitra și probabil câteva șulcăre. Am luat și oul de dragon și cam ăsta a fost jocul, băieți. Însă acesta nu este sfârșitul, ci doar un nou început. Pentru că acum putem zbura, putem vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, dar asta vine cu un cost. O să avem nevoie de rachete, ceea ce înseamnă că o să avem nevoie de o fermă de gunpowder și asta o să fac acum. Pentru început avem nevoie de câteva stacuri de piatră, stăm puțin AFK și la ferma de lemn, că am nevoie de aproximativ 1000 de trapdoor-uri, dar asta nu cred că va fi o problemă. Ok, cred că lemnul ăsta e suficient. Și vă prezint cel mai mic deșert în existență, dar am nevoie de câteva stacuri de glass, așa că nu mă complic să găsesc unul mai mare. Este gata și sticla noastră, mi-a pregătit Nico și restul de materiale și cred că suntem gata să mergem să o construim. Ne facem aici o mică platformă unde o să avem sistemul de colectare și trecem direct la timelapse. În cazul în care vreți să vă faceți și voi o fermă de genul, am un tutorial pe canal cum se face pas cu pas. Chestia asta o să ne producă aproximativ 2500 gunpowder pe oră și partea perfectă este că nu necesită pisici, deci un punct în plus. Am stat aproximativ 10 minute AFK, acum hai să vedem cât am făcut. Oh, aud sunetul victoriei. Ok, avem ceva, pentru moment îmi ajunge. Bun, și acum că am terminat și cu asta, este timpul să construim sanctuarul dragonului sau templul dragonului sau cum o fi, o să facem o construcție. Iar pentru asta o să avem nevoie în principal de cupru și nu cupru normal, varianta oxidată, cea verde. Am adunat ceva, îl punem la prăjit și așteptăm. Colectăm și ceva miere deoarece o să am nevoie de două stacuri care să nu-și schimbe culoarea și cam așa arată locul după ce am întins tot cuprul. Acum ne mai rămâne doar să așteptăm. Între timp am mai reușit să obțin un music disc pe care l-am adăugat colecției, am tăiat și câțiva copaci de mangrove și pot să zic că lemnul ăsta se colectează foarte greu. Iar după aceea am mers în subteran să iau câteva blocuri de ametist. Am craftat și câteva variații de quartz și fun fact, e prima dată când folosesc blocul ăsta. Și desigur că am mers până în Nether să căutăm o pădure din aceasta verde și nu pentru advancement, ci pentru lemnul ăsta verde. Am nevoie de câteva trapdoor-uri. Ce pot să zic? Puteam să pun altceva, dar
nu ar mai fi fost la fel. Iar, după toate astea, ca să vezi, cuprul nu era gata, deci o să ne ocupăm să pregătim puțin zona și construcția va sta tot în vârf de munte, la fel ca sezonul trecut. Nu am vrea ca villagerii să se plimbe pe lângă oul de dragon sau să-l atingă, ăsta e un loc destul de sacru și doar cei curajoși pot ajunge aici, așa că hai cu un mic timelapse. Și multe zile mai târziu, cuprul nostru a fost gata într-un final. Dar, până să începem această construcție, ne-a mai rămas doar un singur pas de făcut. Să batem Wither-ul, pentru că m-am gândit că ar fi o idee bună să includem și un beacon în toată treaba asta, că de ce nu? Ok, asta a fost destul de ușor. Iar acum că avem totul pregătit, este timpul să dăm drumul la construit și am făcut și rimă, așa că timelapse. Și cam așa arată sanctuarul după ce am adăugat efectiv toate detaliile posibile și pot să zic că a ieșit perfect. Este un pic diferit față de ceea ce fac, însă așa am vrut să fie. Craftăm un beacon pe care îl punem în centru, avem și oul pe poziție și pot spune că în sfârșit suntem gata. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumim frumos pentru vizionare, nu uitați să lăsați un like și un subscribe dacă vreți să ne revedem și cu acestea fiind spuse, la revedere!